Hai, neața, 30 octombrie, ultimul weekend în această lună, o zi de duminică. Am ajuns după 2 ore și jumate aproape de mers de la Ploiești. Facem un traseu în premieră pentru toți patru. Ne-am unit din nou în aceeași formație care am fost ultima oară în Făgăraș acum 4 luni. Eu, Ciprian, Cori și Adiță. Și urcăm pe vârf Pentelău, cel mai înalt de munții Buzăului, 1772 de metri. Aici pe bandă roșie, traseu undeva 3 ore jumate, ne apare pe indicator. Și la întoarcere vedem, putem să coborâm pe Triunghi Albastru, dar vedem la fața locului. E un pic amânorat, bate vântul, dar poate ne încazim. Hai, revenim mai încolo cu detalii. Bye, bye. Da, mă, vă e frică să intrați pe traseu sau ce? Nu, mă, sunt făcuți de ăștia, de durare, iată. A început în forță. Mamă, parcă n-am mai mers de 100 de ani, așa mă simt. Am ajuns la fântânița lui Pacfil. Interesant locul. Cred că o să curgă mai tare. Și paica. Pe asta, papa, ia, papa. A, uite aici, să vedeți. Mhm. A, dar mai are o cameră aia asta, putea să fie din izolat. Aia din parte. Bă, nu cam mai chiar un sens. Mănâncă, da. Ia vină o parte de aici. Ia. Ia să o văd. Vine pe aici. Și acum nu mă las să vă cum arată pe camera. Care e și ușa de aia, apartamentul. Intră să explorăm, ulei, că să vedem și noi. Careva, mă. Distrus o jegoșe și te face. Era, dacă... Te are pat frumos. Era bine că puteai să faci și fum. Uite, avem cămăși, cravate, ne îmbrăcăm la cămașă, la... Încălzei. Da. N-are vatră pe aici ceva? Sau sobă? Afară. Da, ce faci? Sobe nu vă găsești. Un godin de ăla.
Le găsești, că ei știi de ce nu găsești, dacă îi coboară iarna, nu le trebuie. Și am focul la vară. Ai, e prăvădit asta. Asta vara poate să plece. Da, mamici. Bine, și vara cu un sac de dorin, ceva că te ia vâșul. Paraditul ăștia, norocit. Când am văzut ușa asta bună, mă gândeam că tași că aici e camera bună. Uite aici, vatră. Uite. O, ce calună e vatră. Mamă. Aici făcea așa bulz de ăla, da. Bă, caieri, bă. Ce, mă? A văzut asta. Ce, mă? Apă. E apă, nu? Am auzit-o. Vezi că... Da, m-am văzut. Ia că e izvor, că am părat pe hartă izvorul ăsta. A degradat. Aici e ținea înăuntru închise. Asta. E posibil că trebuie părăsit asta. Da. Ăsta e trădătorul de Paul. A vrut să mănânce fără noi. Informații. Mai avem o oră până în vârf. Suntem morți. Dar trebuie să continuăm. Florin e fresh. Paule din forțele speciale aici. Da, sunt din spatele lui. Țineți aproape. Da. Țineți ușile închise, adică. Ora 1. Mai avem oră. Până în vârful Penteleu. Frumoasă zonă. Hai că n-a fost așa. Da. Față de azi munții.
meteorologică, un Duster. Primul care vine este Adiță. Bravo, Adiță! Urma de Paul și de Florin, ok. Da, în vârf nu am putut să stăm pentru că bătea vântul, vârful acolo sus. Coborâm pe alt traseu, e destul de mare inclinația pe aici, dar coborâm cu atenție. Momentan suntem pe nemarcat și urmează să dăm un traseu în curând. Trei și 20. O luăm pe ma pe trasee nemarcate. Hai, pe aici că e potecă, pe aici a văzut. Nu-i potecă, oricum apărea și poartă, că e o zonă. Hop, 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 hop! Cred că nu mai e mult. Da, să vină Cipriancu. Mergem pe trasee de animale. Acum.
Munții Buzăului. Munții Buzăului sau... Aici... Aici n-a călcat picior de om. În pădurile astea. Azi. De când noi am fost. Cred că vânătorii vă pasă. Singurii care am călcat azi pe aici. Pe traseul ăsta. Numai capcane. Noi cu ursul. Numai piedici pe traseul ăsta. Suntem pe coborâre. Într-un final am reușit să ajungem la poteca marcată după ce am făcut un pic de freestyle. Asta e, am pierdut un pic de timp, dar momentan suntem pe poteca. Poteca este ok. Adică am văzut că am multe urme de urs. Tură faină, dar foarte grea. Adică nu grea, e lungă. Uite pe ăștia, șobolanii se dezbracă. Ce bă, e cald? V-ați încălzit la coborâre? Am încălzit. Cum e Paul traseu? Very, very sălbatic. A venit și domnul Florin. Ce iarbă mare aici. Vrem și de paie. Avem toate... Traseul ăsta a fost toate fenomenul. Ceasul 5 fără 10. Suntem la jumatea traseului. Cred că ne prinde noaptea. Băgăm frontala. Hai că ar fi și o premieră, n-am niciodată la frontal. Băgăm acum premieră. E bine că am mai coborât în jos, coborat. Asta, da. Nu mai știu. Fraților, s-a întunecat foarte rău. Am dat de un drum forestier, dar este plin de noroi. Mergem, dar mai încet, mai cu grijă. Chiar nu ne trebuia noroiul ăsta acum. Chiar nu ne trebuia. Zi și noapte. În curând scoatem frontalele, că n-avem încotro. Și după foarte multe ore de coborâre, am reușit să ajungem într-un final la mașină. Cu frontalele, bineînțeles, cu tot ce s-a putut. Să nu faceți niciodată ce-au făcut noi, mai ales pe aici, că nu e de joacă. Dacă nu se dădea ora exact acum, dar abia acum se întunecă. Am văzut și se foarte multe urme exact de urs. Da, păi da. Ia, Paul, cum ți s-a părut drumeția? Palpitantă, mi-a plăcut. S-a plăcut, da? Da, chiar dacă recunosc că la drumeția asta am greșit, m-am mâncat în cur, să zic așa. Nu, no, nimic, stai lisit. Am făcut o gafă pe întoarcere, dar asta e. Sper să, problemă. Să mă ierte echipajul. Te iertăm. Dar în rest a fost ok. Da, a fost o mică problemă cu harta și cu ideea de a coborâ de pe munte.